astăzi o să mă joc și eu pe controller și o să-l vedeți acolo pe ecran. Vreau să văd și eu cum e, că mi-a făcut poftă ieri când s-a jucat cu Dini pe live și am zis, băi, hai. Sincer, după ce te obișnuiești, chiar ok. Deci de pe asta mă mișc. Și de pe ce dau atac? De pe asta dai atacul. Apăs gen sau doar dacă apeși, îl dau automat. Așa. Și dacă miști așa, se mișcă în ce parte vrei tu să dai. Și când îi dai drumul, dă și atacul, știi? Am înțeles și... Dacă apăs exact ca pe telefon. Ca și cum ai avea touch screen aici, te gândești. Exact. Și de exemplu, dacă mă joc cu Nani, de pe ăsta controlez... Da, ultimata, da. Ha, interesant. Și de pe ăsta ai gadgetul, de pe A, și de pe X ai, cum îi zice... Da, de pe ăsta la alt ai ultimata. Bă, da, pe ecran nu apare X acolo și da, nici da, da, e schimbat puțin. Dar cine e așa nervos? Cine e așa nervoasă, bunicuța? Zic că e cu nervii acolo, cu Delia. Delia? Hai de bă, gata. Mai cu greu, dar am mers. No, hai, dai. Așa, trebuie să mai învățăm cu... Că nu-mi place exact cum dau atacul. Trebuie să găsesc altă chestie de a da atacul de pe controller. Mai bine. Gen. Păi n-ai cum, numai așa. Dar cum a murit? A, s-a băgat în zonă. Acum am înțeles. Hai că mă duc să le iau și eu, dar sper sau... Hai că te aștept ca să nu mor în zonă. 6, 5, 4, 3, 2... Mă bag acum. Aoleu, păi da, o să mor și eu, cred că. La limită cu imposibilul. Mama Fox se joacă tot la limită. Păi bunicuța Hoțomană e tot nervoasă, nu știu ce. Sau e tot nervos, dar bănuiesc că eu ea, nu? Nu știu exact, deci eu m-am jucat cu bunicuța Hoțomană. No, a, de pe X era ultimata? Da. E repede, cam ultimata, vorbești mai repede cu Dini. No, bun. Și, aaa, unde te duci, băi? Vai de mine, tu știi unde s-a dus? S-a dus în zona verde. Da. Da, mi-ești pe locul întâi. Da, ce nebunie. Vai de mine. Nebunie. Nu înțeleg cum a putut ajunge acolo. E teribil. Îți mulțumesc, bunicuța Hoțomană, foarte drăguț. Hai să... Uite, a intrat Silvio. Bun. Haide. Hai cu like pentru vulpița, mulțumesc! Bă, din cauza bunicuței nu am putut intra. Păi dacă a vrut mama aia să intre, ce să fac acum? Am lăsat. Asta e mama aia. Hai mama aia. Tu, bulinule, bobulinule, dar merge, n-am, nu știu. Bubulina, du-te bă de aici, lasă-mă în pace! Pizza rata cu că n-am reușit să dau. E greu bă de pe controller. Trebuie să mai exersez înainte de live-uri. Să nu intru așa la prima mână cum am făcut acum, da? Hai că Silvio se descurcă. Nu, bun. Unde? Bulan, bă! Nu! No, du-te în pace, vină în pace, ultimata! Unde te tot duci? Nu era nimeni acolo, bro! Nu era nimeni, bro? S-a dus aiurea ultimata mea! No, mai apare și meteoritul! Hai, zic-o! Yay! Măcar o să câștigăm! Dar tot n-am apucat să-mi dirijez asta ca lumea. Cineva pe aici? A, uite, stai aici. Ia să mă apuc eu să mai fac quest-urile. Până una alta. Să pot și eu să-l deblochez pe sir, că abia aștept. Și tu? Da. Numai că eu nu mai am quest-uri din astea. Nu mai quest-uri? Iar n-am apucat să-mi dirijez ultima dată, dar păi... E bine că am ieșit pe locul întâi. Hai să vedem. Mamă, și-am terminat și misiunea. Nu. Deci, cred că doar Ghiță din cei online acum au. No, bun. Hai să intrăm așa un pic cu Ghiță. Ghiță.
vino, dar nu veni cum vii tu. De obicei, cu mâna goală, ghiță. Cine te mai... sau nu mai știu cum era. Seara la portiță, lângă portița, de la școală vino, dar nu veni așa cum vii tu. De obicei, cu mâna goală. Că-ți dau pe cocoașă dacă vii cu mâna goală. Vino și tu cu ceva la pachetel, pe bune acum. Eu te aștept aici și degeaba. Mai vii și cu mâna goală, îți dai seama? Nu, unde să fi dus oamenii ăștia, că erau pe aici? Meteoritul... No, stai că nu-l mai văd pe Ghiță. Ei, Ghiță, unde te-o fugi, Ghiță? Te vedem și noi pe aici, în acțiune. Uite, era un alt search pe aici. Aoleu, aoleu, că ăștia mă prind aici la Ananghe. Uite! Nebunie. Mă, ăsta cu 12, ăsta cu 4 nu dată mine. Frerică, că eu nu mă descurc, chiar așa splendid cu controllerul, dar... A, l-a omorât! L-a omorât, nu crei, l-a omorât meteoritul! Udini! L-a omorât meteoritul? Da! Serios? Ce troll, cum să mor de meteorit? Dacă ai mai văzut-o pe asta. Se mai întâmplă, îți dai seama. Foxy, eu sunt un Foxy vulpița, Foma senior. Aoleu, rare, nebunie, direct cu seniori, așa de dimineață. A, așa, no, bun, acum să vedem. Mie îmi place mie de sport, era să zic, de sport. Place de sport? Îmi place de sport, da. Nu știu dacă el mă place, da. Eu cât mă luptam acolo, el se pupa acolo cu Mr. P, am văzut. I-a prins pot în bot când m-am dus încolo, sincer. Haide, hai pe partea asta dacă pot. Du-te, du-te, du-te. Bravo! Easy win. Foarte ușor a fost meciul ăsta. Bine, Crow și Rareș foarte bine a jucat, uite ce supărăcios e Mr. P din echipă, din echipa adversă. Aoleu. Foarte bine a fost. Hai că mai dăm. Mai dăm unul în aceeași formulă, că vreau să încerc acolo să blochez poarta și apoi schimbăm. Am scris cineva, te iubesc și pe tine și pe Noșivanu. O scris Noșivanu. Noșivanu? Noșivanu, mă, no. No, Noșivan acum la mine. Noșivanu. La tine cum e? E tot Noșivan. Dar pe Houdini, nu? E și Houdini pe aici. Iubește și pe el. Cine e Houdini? Că n-am auzit de el. Iubește-l și pe Houdini, că merită. E un husky drăguț. Oh, put, dar ce bun e rară. Și ia uite ce gol a dat. Până mă luptam eu aici cu ceapa, cu salata. Ia că i-am blocat pe ăștia, i-am nenorocit, pe bune. Dar nici eu nu mai am cu să trec. Ia uite. No. No, bun. L-am prins pe Rareș între tufe, între coceni era Rareș. Da, ce fain, uite că a ieșit și star player. Bravo, bravo, felicitări, foarte bine ai jucat. Iată că imediat, știți care e faza? Mai dau câteva meciuri cu voi ca să ajung la rank 10 să primesc star points, că mai am puțin aici și fac și eu 10.000 de star points și pot să-mi iau schimb din ăla la 10.000. Ia să vă dam pe shop acum. Dacă am skin care să-mi placă, gen, nu știu, ăsta poate. Nu știu dacă să le iau pe astea sau să aștept să-mi pice legendară. Dar oricum, hai că poate ajung la rang 10 pe Sprout ca să primesc star points. Și vedem atunci dacă le am. Dar eu cred că mai bine pe legendară, așa decât să dau așa, nu știu. Că e foarte greu, faci 10.000, nu-i cu una, cu două. Nu, no, mă. A,
Haide, voi nu mai muriți acolo odată. Ăsta mă cam urmărește și mă cam prins, dar are și e foarte șmecher. Se bagă, se strecoară și crău aici pe vrăjeală. Ce-am făcut, doamne, controlul ăsta? Ce-ai făcut, Foxy? Dă-le vreză! Aoleu, ce gol ne luăm, cred, acum! Când am reușit să-i opresc, am pus aia, trebuia să o pun altundeva. Ah, a reușit, în schimb. Foarte bine, bravo! Așa, perfect! Hai că-l eu și rare și mă duc să... Ah, că am pus-o după ei. Nu, no, fain. Ei, m-o spart! Haide, bravo, hai că oricum, poate câștigăm oricum că avem un gol noi. Hei, bravo, no, ce oameni de treabă, ia uite, foarte mișto. Plâng ăștia din echipa adversă, plâng.